Din clipurile anterioare, în special din ultimul în care am vorbit despre împlinirea mandatului adamic și a legământului adamic în Domnul nostru Isus Cristos, ar fi putut înțelege că atunci când a venit Domnul nostru Isus Hristos, de vreme ce legământul adamic s-a împlinit în el, rezultă că el este încheiat în ce ne privește pe noi sau că toate poruncile din legământul sau din mandatul adamic sunt acum spirituale. Acesta este o hermeneutică des întâlnită în mediul evanghelic, o hermeneutică a spiritualizării tuturor poruncilor date lui Adam, sub pretextul că așa le interpretează autorii în Noul Testament. Aș dori să dovedesc în acest episod continuitatea legământului adamic, specific a mandatului cultural, mandatul edemnic, mandatul creației, mandatul adamic. Sunt mai multe expresii folosite în cărțile de teologie pentru um, acest mandat. Problema este următoarea. Domnul Iisus Hristos nu a venit să ne scutească total de responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat de la creație, ci mai degrabă să restaureze proiectul inițial pe care Dumnezeu l-a avut cu omul și să asigure împlinirea acestui mandat. Am văzut că omul, perfect fiind Adam cu Eva, nu au reușit să împlinească cerințele lui Dumnezeu chiar în starea lor de perfecțiune. De aceea Isus a venit să restaureze proiectul inițial și să asigure împlinirea acestuia prin faptul că ne-a dat Duhul Sfânt, prin faptul că ne-a înnoit natura, prin faptul că ne-a dat înțelepciune, prin faptul că ne dă putere ca să împlinim în Hristos mandatul acesta. Iar perfecțiunea Domnului nostru Isus Hristos care a caracterizat toată viața lui și lucrarea sa răscumpărătoare, acoperă falimentele noastre în încercarea noastră și străduințele noastre de a împlini responsabilitățile noastre pe care le-am primit de la Dumnezeu încă de la creație. Perfecțiunea Domnului Iisus Hristos acoperă aceste falimente ale noastre și ne face bine primiți înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne vede desăvârșiți în practică datorită faptului că Isus a trăit istoria în locul nostru. Lumea, vedeți, a rămas în continuare pe aceleași principii ale creației. Când a venit Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu nu a distrus lumea și a refăcut-o din nou pe alte principii. Rămân principiile de la creație în vigoare. Este necesar să stăpânim pământul dacă nu se sărbăticește. Este necesar să muncim că dacă nu, nu avem ce să mâncăm. Este necesar să ne îmbrăcăm că dacă nu ne este frig. Este necesar să ne hrănim copiii că dacă nu se moară de foame. Este necesar să le dăm medicamente că dacă nu se îmbolnăvesc și mor. Principiile creației au rămas în continuare în vigoare. Lumea ne este în continuare ostilă. Noi trebuie să dezvoltăm tot felul de metode prin creativitatea, ingeniozitatea, darului native pe care ne le-a dat nouă oamenilor în general, metode prin care să exploatăm pământul ăsta în beneficiul nostru ca să ne ridicăm deasupra nivelului de simpla supraviețuire. Cei care spiritualizează poruncile de la creație, cum ar fi să te căsătorești, să ai copii, să te gândești la generațiile următoare, din punctul meu de vedere, se fac vinovați de o escatologie realizată. Dragilor, va veni o vreme când nu vom mai avea copii. Va veni o vreme când nu ne vom mai căsători. Va veni o vreme când nu ne vom mai gândi la generațiile următoare și așa mai departe. Dar nu este acum vremea aceasta. Cei care spun, nu, acum toate, acum o să avem copii spiritual. Acum avem o familie spirituală, Biserica Domnului Iisus Hristos. Acum avem comuniune sau intimitate spirituală cu Hristos și cu Biserica. Oamenii aceștia se fac vinovați de escatologie realizată, pentru că ei aduc ceea ce se va întâmpla la finalul tuturor lucruri, aduc acum. Și din punctul meu de vedere chiar distrug înțelegerea biblică despre cum va arăta lumea viitoare. Da? Și oamenii aceștia, din punctul meu de vedere, se fac vinovați de faptul că pun harul lui Dumnezeu, care a venit prin Domnul Isus Hristos, împotriva naturii, împotriva creației, împotriva rânduielii naturale stabilite de Dumnezeu la creație, împotriva relațiilor de sânge, împotriva lucrurilor naturale la propriu. Este un fel de gnosticism, unde lumea spirituală, lumea sufletelor, este ridicată la un rang extraordinar de important, iar lumea lucrurilor, lumea materială, a trupurilor, a relațiilor naturale, a rânduielii naturale, naturale este o lume o dimensiune inferioară. Este o închisoare în care suntem prinși și din care Domnul Iisus Hristos cândva ne va scoate. Și acum nu avem ce face, stăm în ea, dar ne arătăm un dezinteres total pentru ea. Și vrea să trecem prin Noul Testament și să arătăm cum legământul Adamic a rămas în vigoare și în Domnul Iisus Hristos el este refăcut, transferat, înnoit pentru toți credincioșii din nou legământ. De exemplu, nașterea de copii. Spune Scriptura foarte clar, femeia va fi mântuită prin nașterea de copii. Aceasta este responsabilitatea care este dată lui Eva, unică. Unică responsabilitate extraordinară de a duce viață în lume. Adam o numește viață. Această responsabilitate este dată lui Eva când Dumnezeu îi dă o pedeapsă pentru păcatul ei, întărește că va naște cu durere copiii, deci rămâne responsabilitatea aceasta. Iar în Noul Testament Apostolul Pavel nici măcar nu se chinuie să zică o, oh, stați, 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 stați puțin, porunca asta nu mai este valabilă, ea a fost anulată în nouul legământ, ea este împlinită în biserică. Și este împlinită în biserică, dragii mei. Pentru că Pavel spune despre cineva pe care l-a născut în lanțurile lui, vorbea despre naștere spirituală. Dar vedeți, nașterea spirituală nu scoate principiul creației, nu scoate relația de sânge, nu scoate rânduiala, rânduiala naturală a lui Dumnezeu. Femeia va fi mântuită prin nașterea de fi, adică va fi ridicată din poziția ei prin faptul că își îndeplinește mandatul pe care Dumnezeu i-a dat-o de la creație. Apoi despre văd spune că ea, pentru a fi calificată în unul Timotei 5 ea trebuie să fi crescut copii, să fi fost soția unui singur bărbat și să fi crescut copii. De ce pune printre caracteristicile spirituale ale unei văduve aceea de a se fi căsătorit și de a fi împlinit copii, adică de a fi împlinit mandatul adamic? De ce? Pentru că era în vigoare și pentru că era important pentru Dumnezeu în nou legământ. În nou legământ. Despre tânăra văduvă, spune Apostolul Pavel, să se mărite, să aibă copii, să fie gospodină la casă ei. Păi de ce? Cine îi spune lucrul ăsta? Mai este valabil nou legământ lucrul ăsta? Pavel spune că da. Deci nașterea de copii rămâne în vigoare. Sexualitatea rămâne în, important, în continuare importantă și vigoare. Apostolul Pavel și Domnul Isus Hristos spun că celibatul este o chestiune excepțională. Excepțională. Norma este căsătoria și îndeplinirea relațiilor sexuale. Apostolul Pavel spune în Corinteni, capitolul 7, ca soțul să-și îndeplinească datoria față de soție, soția să-și îndeplinească datoria sexuală față de soț. Acolo vorbește despre uh, o perioadă foarte scurtă de timp în care cei doi se dedică postului și rugăciunii și sunt obligați după aceea să se împreuneze iarăși ca să nu-i ispitească satana. În nou legământ sexualitatea nu este anulată. În nou legământ ei este ridicată la un rang mult mai înalt și este transformată într-o armă spirituală împotriva diavolului apoi familia. Este anulată de familia largă a Domnului Isus Hristos? Nu, familia naturală nu este anulată. Vedem că prezbitor este calificat în primul rând în familia lui, 1 Timotei, capitolul 3 și tit, capitolul 1. Vedem că în familia este integrată, restaurată în nou legământ, Efeseni, capitolul 6, Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri și voi părinților creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Deci relațiile acestea naturale dintre părinți și copii sunt restaurate în nou legământ. Nu sunt anulate, nu sunt distruse, nu sunt puse undeva deoparte. A, duceți-vă la Geneza când vreți să știți ceva despre educarea copiilor în Domnul sau despre ascultarea copiilor în Domnul. Ca astea sunt lucruri care țin de creație. Nu, aici sunt răscumpărate în Noul Testament, în Noul Legământ. Familia, da? Vedem apoi familii întregi mântuite în faptele apostolilor Dumnezeu, recuperează, restaurează, această categorie naturală în nou legământ. Lucrurile naturale, lucrurile fizice, lucrurile materiale, mai au ele vreun rol în nou legământ? Da, spune Apostolul Pavel, aș putea să vă dau foarte multe versete. Dar vă spun doar câteva. Apostolul Pavel spune Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Vai! Ne dă Dumnezeu lucruri materiale din belșug? Unii cred că Dumnezeu ne dă doar lucruri spirituale din belșug. Și avem noi voi să ne bucurăm de ele? Da, exact. Pentru că spune Dumnezeu lui Adam. L-a pus într-o grădină și i-a dat voie să mănânce după plăcere din toate lucrurile de acolo. Hmm. Unii ar crede că predic aici Evanghelia Prosperității sau hedonism. Sub absolut nicio formă. Sub absolut nicio formă. Predic norma lui Dumnezeu din Scriptură. Domnul Isus spune, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților de drepte. Pe ca să te faci prieten cu altcineva cu ajutorul bogăților de drepte, înseamnă să le ai. De unde le ai? De unde le ai? Decât dacă le-ai muncit. Ca asta este porunca Scripturii, da? Um, și sunt multe alte pasaje în Sfânta Scriptură. Vedem oameni bogați în Sfânta Scriptură. Oameni bogați, care aveau lucruri materiale. Și Biblia nu spune să scape de ele și să fugă cât de tare pot de ele. Apoi vedem uh, în Iacov că spune Iacov voi să nu ziceți că mă voi duce în cutare cetate, voi face negoci mă voi întoarce. Voi să spuneți, dacă Domnul va voi, mă voi duce. Și acum nu are nicio problemă, că ei se duceau dintr-o cetate în alta și făceau negoți și câștigau bani și așa mai departe. Ce spuneți să puneți lucrul acesta întotdeauna în relație, în raport cu voia lui Dumnezeu. Deci vezi și negoțul și câștigarea banilor și afacerile au un loc în teologia noului legământ. Sunt reglementate, atenție, de Dumnezeu în nou legământ, lucrurile materiale. Principiul generațional, care presupune faptul că Dumnezeu își păstrează moștenirea lui spirituală din generație în generație, din tată, în fiu, în nepot, în strândepoș și așa mai departe. Mai este lucrul acesta valabil în nou legământ? Este recuperat sau este anulat? Nu mai contează acum cine sunt fiii mei, acum trebuie să am fii spirituali. Da, sunt fii spirituali, sunt ucenici spirituali, dar în primul rând sunt chemați să-mi ucenicizez copiii mei copiii mei să-și ucenicizeze copiii lor și tot așa din generație în generație. Da? Este promisiunea aceasta în fapte 2. Principiul generațional este promis în fapte 2. Promisiunea asta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru cei ce se departe acum, în oricât de mare număr va chema Domnul. Este confirmat în lucrarea lui Ambotezător care a pregătit calea Domnului Isus și a noului legământ. Și va întoarce inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii ca să nu lovească la venirea Domnului Isus Hristos, țara cu blestem este restaurat prin mântuire în faptele apostolilor când Dumnezeu mântuie de mai multe ori case întregi de oameni. Este principiul generațional afirmat prin lauda pe care o are Pavel pentru bunica lui Timotei și apoi pentru mama lui Timotei și el zice sunt încredințați că această credință este sălășluită și în tine și în inima ta Timotei. Este afirmat principiul generațional. Este integrat principiul generațional în adunarea noului legământ. Când Pavel vorbește soțului soției și vorbește apoi Părinților și copiilor și copiilor și părinților. Vorbește la două generații distincte. Le integrează acolo, le găsește locul acolo. Sau Pavel, interesant, când vorbește în Timotei 5, Apostolul Pavel vorbește tot generațional, când vorbește despre văduve. Văduve în vârstă și văduve tinere. În Tit, capitolul uh, 2, dacă nu mă și el, când dă învățătură pentru mai multe categorii de oameni, el vorbește despre bătrâni, femei în vârstă despre femei tinere și despre tineri. De ce tratează el generațional? Pentru că era total neimportant principiul acesta, sub absolut nicio formă. Sub absolut nicio formă. Apoi rălurile în căsătorie. Mulți zic, în Noul Testament nu mai există bărbați și femei, că așa spune Biblia, nu mai există în ce privește mântuirea. Dar rolurile distincte ale bărbatului și a femeii sunt afirmate foarte clar în Efeseni în capitolul 5 când Pavel spune că trebuie să respectăm aceste roluri pentru că aceasta este relația dintre Hristos și biserică. Așadar relația dintre Hristos și biserică. Zice, eu, a, totul s-a împlinit în Domnul Isus Hristos. Adam și Hristos, mă scuzați, Adam și Eva, relația lor este împlinită în Hristos și biserică. Acum nu mai contează rolurile acestea. Ba da, Apostolul Pavel în același pasaj, în Efeseni în capitolul 5 vorbește despre Adam și Eva, Hristos și biserică și apoi soț și soție care trebuie să-și împlinească rolurile distincte, distincte. El să o iubească pe ea, ea să se pună lui în toate lucrurile. El să o păstorească pe ea în toate lucrurile. Da, vedem lucrurile acestea păstrate în Munca. Care este o poruncă de la creație. Este o poruncă din legământul adamic, din mandatul creației. Mai este ea în vigoare, foarte clar afirmată în toată Sfânta Scriptură. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Cine fura să nu mai fure, ce mai degrabă să muncească cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea și celui lipsit. Deci dumneavoastră trebuie să muncească mai mult acolo ca să dea și celui lipsit. Apoi vorbește despre cei din casa vădvei care trebuiau să își îndeplinească responsabilitatea față de generația anterioară. Iar principiul generațional, iar principiul muncii, iar principiul grijei față de cei din casă, zice cel care nu se îngrijește de cei din casa lui, este ajuns mai rău decât un necredincios. De ce spune Pavel asta? Pentru că asta sunt, zice Apostolul Pavel, natura lumii acesteia. Și necredincioșii au înțeles lucrurile astea, și păgânii, oricât de degradat și de deformat spiritual ar fi fost. Ele sunt în vigoare, dragii mei, în continuare, în Nouul Legământ. Sunt afirmate, sunt reafirmate mai degrabă, restaurate, reformate, prin Cuvântul lui Dumnezeu, în Teologia Noului Legământ. Bogățiile. Un alt exemplu spune bogații să fie bogați în fapte bune. Nu le zice să adere la o evanghelie sărăciei. Sau spune că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug. Asta este bogăție, dragul meu. Sau Apostolul Pavel spune că știe să trăiască și în sărăcie și în belșug. belșug. De unde știa el să trăiască în belșug? Hm? Cred că avusese cândva belșug, nu? Sau a avut, avea atunci belșug. Sau trecea prin perioade de belșug și de sărăcie, secvențial, așa cum rânduia Dumnezeu în suveranitatea lui. Vedem în mai multe locuri din Sfânta Scriptură afirmat foarte clar că toate categoriile mari, generale, despre care noi am vorbit și pe care le vedem în legământul adamic sunt transferate și restaurate, recuperate în Hristos în noul legământ. Mandatul adamic este în continuare în vigoare. Dar odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, avem acest privilegiu extraordinar de a ne împlini în sfârșit responsabilitățile înaintea lui Dumnezeu așa cum dorește El. V-am dat doar câteva exemple pentru a demonstra acest lucru.